Vom reveni la aceste imagini din Ucraina imediat, pentru că avem în primă fază o revoltă totală a angajaților din România. După 3 zile de proteste, angajații de la uzina mecanică din Cugir și cei de la fabrica de armament nu au primit nici promisiunea că situația se va schimba. Oamenii cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Mergem la Bianca Timp și aceea care este printre protestatari și ne dă mai multe detalii. Bianca, iată, s-au strâns foarte mulți oameni în spatele tău. Cât vor să mai continue acest protest? Ce măriri salariare cer de la reprezentanții companiei? Te ascultăm! Într-adevăr, sunt aproximativ 1000 de angajați atât de la fabrica de armament din Cugir, dar și de la uzina mecanică, care protestează împreună. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii, dar și de condițiile în care lucrează și spun că nu se vor opri aici până când problema lor nu va fi rezolvată. De asemenea, astăzi un secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei ar urma să ajungă aici pentru a purta discuții și negocieri atât cu muncitorii cât și cu cei din conducere. Alături de mine îl am pe domnul Matei Virgil, secretar Sindicatul Liber Uzina Mecanică Cugir. Bun găsit! Spuneți-ne, vă rog, dacă ați reușit să aflați când ar urma să ajungă secretarul de stat aici și care sunt nemulțumirile? Bună ziua, vă mulțumim frumos pentru sprijinul pe care ni-l acordați. Doamna a sosit aseară în Cugir, a avut o întrevedere cu conducerea unității. Astăzi, în jurul orei 9, va avea o întâlnire cu colegii noștri de la fabrica de arme. După aproximativ 30 de minute se vor întâlni și cu angajații uzinei mecanice Cugir. Disperarea, neglijența autorităților ne-a adus în această situație. Salariile foarte mici, condiții de muncă foarte, foarte proaste. Domnilor guvernanți, treziți-vă și aplecați-vă asupra problemelor reale ale oamenilor. V-au votat oamenii și au pus încrederea în dumneavoastră. Vă bate joc de noi. Uitați, aceasta este o fișă de plată. 1150-500 de lei salariu. Dumneavoastră puteți trăi cu acești bani. Domnule președinte, domnilor prim-ministri, domnilor ministri, treziți-vă, Cugirul nu va muri. Noi nu vom lăsa Cugirul să moară. Dacă este nevoie, vom veni la București să ne cere cu adevărat drepturile. Industria de apărare a fost abandonată 30 de ani. Doar minciuni și promisiuni, investiții nimic. Doar reduceri de personal. Rușine să vă fie, domnilor! Cum vă descurcați cu acești bani pe lună? Pentru că spuneați că și facturile au venit mult, mult mai mari. Foarte mulți dintre angajați, soț, soție, sunt în aceste unități. Nu mai reușesc să-și plătească utilitățile. Nu mai reușesc să țină copiii în școli. Sunt femei singure care au copii în întreținere. 8-900-1000 de lei factura la gaz, 3-400 factura la electricitate. Nu mai reușesc să trăiască de pe o zi pe alta. Este rușinos și sfidător. Ați văzut ce ne spune Ministerul Finanțelor? Tot ce-i salariul sub 3000 nu se poate trăi decent în România. Haideți, domnilor, acolo vrem să ajungem. Să avem un salariu decent, să ne creștem copiii, să putem să-i dăm la școli. Cu Cugirul de 30 de ani nu s-a investit aproape nimic în acest oraș. Este un oraș minunat, un oraș care în anii 90 salariile erau poate cele mai mari din țară. Uitați unde s-a ajuns, 1600 de lei, umilință, umilință, umilință. Atâta primim de la guvernanți. Acești bani îi primiți după câți ani de muncă? Sunt colegi de-ai noștri care au 30-35 de ani de muncă. Se apropie de pensie. O să ne gândim, oare ce pensie or să ia acești colegi de-ai noștri? Vor ajunge la pensii de până în 2000 de lei, nu-și vor putea lua medicamente să-și ducă traiul de zi cu zi. Este sfidător la adresa noastră ce se întâmplă în această țară. Și vă promitem un lucru, jurăm, jurăm să nu vă mai votăm. Sunteți mincinoși de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Ce se va întâmpla dacă nu veți ajunge la un numitor comun atât cu cei din conducere cât și cu secretarul de stat care urmează să ajungă aici? Cu siguranță că nu ne vom opri aici. Dacă problema principală, problema salarială, nu va fi revendicată, vom merge noi la București. Au venit domnii aici, dar vor merge noi masiv la București. Să cerem cu adevărat demisia celor care conduc această țară și care nu se apleacă efectiv asupra problemelor noastre. Mulțumim tare mult, așadar noi vă vom ține la curent cu tot ce se va întâmpla și cum se va rezolva până la urmă această problemă după ce va avea loc acea discuție cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei.
Bianca Timșa, mulțumesc pentru această corespondență și urmărim acum aceste imagini. Sunt în jur de 1000 de oameni, iată, care au oprit lucrul la Cugir și au ieșit în stradă. Fac un apel către președinte, premier, miniștri și adresează întrebarea dacă ei pot să trăiască cu aceste salarii de 1500 de lei, în timp ce facturile vin de 3-400 de lei. Chiar spun protestatarii că vor veni și la București.